Bună ziua, dragi copii, și succes în noul an școlar tuturor celor care sunt elevi! Tocmai pentru că începe școala, azi vom citi o poveste despre cât de important este dreptul de a învăța și despre faptul că nimeni nu poate și nu trebuie să ia acest drept niciunui copil. Este o poveste adevărată, scrisă de o fetiță care a devenit cunoscută în toată lumea, Malala Yousafzai. Iar povestea se numește Malala și creionul magic. Crezi în magie? Când eram mică, mă uitam la televizor la niște desene animate despre un băiețel care avea un creion fermecat. Dacă era foame, băiețelul desena un bol de curry și bolul apărea ca prin minune. Dacă el și prietenii lui erau în primejdie, desena un polițist. Băiețelul era un mic erou, mereu gata să-i apere pe cei aflați la ananghie. Cât îmi doream și eu un creion magic! Dacă aș fi avut un creion magic, l-aș fi folosit ca să-mi desenez un zăfor pe ușă, să nu mai dea mereu buzna frații mei. Sau ca să opresc timpul și să mai fur o oră de somn dimineața, sau ca să risipesc mirosul gropii de gunoi din apropierea casei noastre. Și l-aș fi folosit ca să-i fac fericiți pe cei din jur. Aș fi desenat cele mai frumoase rochii din lume pentru mama și cele mai bune clădiri din valea noastră pentru tata, ca să deschidă acolo multe școli unde copiii să învețe gratuit. Sau o minge adevărată pentru ca eu și frații mei să nu ne mai jucăm cu o șosetă veche umplută cu temirce. În fiecare seară, înainte să adorm, îmi puneam dorința să capăt un creion magic. Și în fiecare dimineață îmi verificam noptiera de îndată ce mă trezeam, dar nici urmă de creion magic. Într-o zi, m-am dus să arunc cojile de cartofi și de ouă la groapa de gunoi. Mă feream de muște, strâmbând din nas din cauza mirosului, atentă să nu murdăresc pantofii cei noi, când am văzut o fetiță de vârsta mea care sorta gunoiul în grămezi. Nu departe, niște băieți pescuiau bucăți de fier vechi cu magneți legați de sârme. Când s-a întors tata de la serviciu, i-am povestit ce văzusem. S-a întristat. Tata, i-am zis. Da, draga mea, mi-a răspuns el. Îmi plăcea când îmi spunea draga mea. De ce n-am văzut-o pe fetița aceea la școală? Pentru că, a zis el și apoi a făcut o pauză lungă. Pentru că, draga mea, în țara noastră, nu toți oamenii își trimit fiicele la școală și unii copii trebuie să muncească pentru a-și întreține familiile. Băieții aceia vor vinde fiarele vechi și, dacă ar merge la școală, familiile lor n-ar mai avea ce mânca. Școala era locul meu preferat, dar niciodată nu mă considerasem norocoasă că pot merge acolo. Tata spunea mereu, Malala va trăi liberă ca păsările cerului. Acum mă întrebam cât de liberă aveam să fiu de fapt. În noaptea aceea m-am gândit la familiile care nu aveau destulă mâncare și la fetița care nu putea merge la școală. M-am gândit și că o să mă fac mare, iar atunci lumea se va aștepta să fac curățenie și să gătesc pentru frații mei, pentru că acolo de unde vin eu, nu li se îngăduie prea multor fete să-și urmeze visurile. Știam că, dacă aș fi avut creionul magic, l-aș fi folosit ca să desenez o lume mai bună, în care să domnească pacea. Întâi și întâi aș fi șters de pe fața pământului războiul, sărăcia și foamea. Apoi aș fi desenat băieți și fete care să aibă aceleași drepturi. În anii următori, în loc să mai doresc în fiecare seară un creion magic, m-am străduit să învăț cât mai bine.
Voiam să fiu printre cei mai buni elevi din clasa mea. Dar n-a trecut mult și niște oameni puternici și periculoși au anunțat că fetele nu mai au voie să meargă la școală. Patrulau înarmați pe străzile orașului nostru. Una după alta, fetele au încetat să mai vină la școală. Tata, unde au dispărut toate fetele? Nu se mai simt în siguranță aici, draga mea. Cum de reușiseră câțiva bărbați să le împiedice pe toate fetele din valea noastră să vină la școală? Dacă lumea ar ști ce ni se întâmplă, poate ne-ar ajuta, m-am gândit eu. Dar dorințele nu erau de ajuns. Cineva trebuia să aibă curajul să spună ce se întâmplă. De ce să nu fiu eu aceea? Am scris despre cum e să-ți fie frică să mergi la școală și cum unii dintre prietenii mei se mutaseră din oraș ca urmare a amenințărilor. Am scris despre cât de mult îmi plăcea să merg la școală și cât de mândră eram de uniforma mea. Însă nu m-am mulțumit doar cu asta. Am scris discursuri și am călătorit prin țară să-mi spun povestea. Am vorbit și cu un reporter de la un celebru ziar internațional. Oamenii chiar voiau să afle despre viața mea. Am vorbit în numele tuturor fetelor din valea mea care nu se puteau apăra singure. Vocea mea a căpătat atâta forță încât oameni periculoși au vrut să o reducă la tăcere. Dar n-au reușit. Iar acum, vocea mea e mai puternică decât a fost vreodată. E mai puternică pentru că mi s-au alăturat și alții și împreună, într-un singur glas, apărăm lucrurile în care credem. Noi ne punem vocile în slujba celor aflați la ananghie. Noi îi ajutăm pe cei aflați în primejdie, chiar dacă ne desparte un ocean. Noi ne imaginăm lumea ca pe o familie. Mai crezi în magie? Eu da. Am scris singură în camera mea, dar povestea mea a fost citită de oameni din toate colțurile lumii. Milioane de oameni o cunosc acum și mă ajută să-mi răspândesc mesajul de speranță. Am găsit în sfârșit magia pe care o căutam. Era în cuvintele mele și în munca mea. Eu sunt Malala. Dintotdeauna mi-am dorit să fac lumea un loc mai bun. Și în fiecare zi muncesc pentru a-mi transforma visul în realitate. Un copil, un profesor, o carte și un creion pot schimba lumea.